Salutare! Vorbim astăzi despre Black Friday 2023, mai exact despre ziua în care va avea loc acest eveniment denumit și la noi Black Friday. În primul rând vreau să vă spun de pe acum că nu este un videoclip sponsorizat, nu are nicio treabă cu niciun magazin online, cu nicio platformă online care va fi prezentă de Black Friday. Însă mi-am permis să vin către voi cu acest videoclip, cu acest subiect, pentru că știu că, așa cum sunt și eu, o mare parte dintre voi, cei care mă urmăriți, mai ales cei care sunteți și abonați la canalul GARAGE Community, sunteți pasionați de tehnologie și de, mă rog, tot felul de lucruri pe care le putem folosi de zi cu zi și cu siguranță ne ghidăm uneori cumpărăturile pentru această zi care se întâmplă o dată în an. Din punctul meu de vedere, cred că este important să discutăm despre acest subiect, mai exact ziua în care va fi evenimentul de Black Friday, 10 noiembrie 2023, și aici mă raportez la EMAG, pentru că de cele mai multe ori este platforma online care poate fi un etalon pentru acest eveniment care se întâmplă pe la noi. După cum bine știm, mai sunt și alte campanii care țin poate și un an de zile, dar asta e altă poveste. Eu am zis să mă raportez la acest eveniment din data de 10 noiembrie 2023 pentru că este și ideea asta de a prinde acele emoții, de a te trezi dimineața, mă rog. La noi acum totul este online, nu este cum era odată Vinerea Neagră să rupă oamenii ușile magazinului. Deci lucrurile ar trebui să fie puțin mai simple. Totuși, de ce mi-am propus să vă aduc în vedere acest subiect? Păi, pentru că în felul acesta vă puteți planifica și voi o listă de priorități. Din punctul meu de vedere, trebuie să vă faceți un calcul foarte bine dinainte, astfel cât să cumpărați ceea ce vă trebuie, ceea ce aveți nevoie. Nu cumpărați sub impulsul momentului, îmi trebuie asta sau nu îmi trebuie, și după aceea să-ți dai seama că nu ai ce să faci cu ea. E bine să-ți faci o listă de cumpărături și timpul există, adică mai avem mai bine de o lună până atunci, astfel încât să știi exact de ceea ce ai nevoie, astfel încât să ajungi la oferta care ți se potrivește și să nu cheltuiești bani așa doar de dragul evenimentului că ai vrut să fii și tu acolo. Cred că o listă bine stabilită te poate ajuta să faci chiar și o economie, astfel încât să nu cumperi aiurea. Evenimentul ăsta se întâmplă o dată pe an și tot ce trebuie să faci este să îți pregătești toate lucrurile din timp și cred că o să fac ulterior un videoclip despre un astfel de ghid. Ce ar trebui să știi pentru a fi mai bine pregătit în dimineața de Black Friday. Asta ca să discutăm cât se poate de detaliat. Scopul acestui video a fost de a vă menționa această dată de 10 noiembrie 2023 ca să știți și voi. Asta este data oficială pe care EMAG a confirmat-o, deci nu există alte informații și nici nu cred că vor exista alte informații cu alte date sau alte lucruri. Desigur, dacă căutați în momentul ăsta pe Google, vor fi sute de articole sau nu știu, hai să zicem zeci de articole care se leagă de acest moment, că știu și data, că știu și ora. Nu există ora, nu se va ști niciodată. Asta va fi o surpriză pentru toată lumea. Și un alt lucru pe care vreau să vi spun este că cea mai mare parte cred că voi fi și live cu voi de Black Friday, așa cum am fost și anul trecut. Deci ne vom vedea și live, astfel încât să parcurgem toată ziua de Black Friday împreună. Și dacă vrei să fii live cu mine în acea zi de Black Friday, tot ce trebuie să faci este să te abonezi la canalul meu apăsând acest buton de subscribe de mai jos, apasă și butonul de like și apasă și clopoțelul ca să poți primi notificările cu privire la live-ul pe care îl voi pregăti pentru respectiva zi. Până data viitoare, te salut și